Au pus mâna străinii pe țară, pe bogățiile ei, pe noi, pe noi, pe români. Vedeți că, cum spunea Păunescu, Adrian Păunescu, și limba o vorbim în altă limbă. Aici este durerea mea cea mai mare. Un neam care își batjocorește limba. Și pe vremea lui Eminescu, că nu spune Eminescu, v-ați bătut joc de limbă, de istorie, de obicei. Așa cum, uitați-vă în toate orașele din România, din 4 firme, 3 sunt în limbă străină. Am văzut la Cluj, acum m-a luat durerea de cap, cum zicea, la transpirațiile mormântului, sunt magazine unde și indicațiile pentru cumpărători sunt în limba engleză. Nu sunt în limba română. Nu se poate. La televizor toată lumea, breaking news, breaking news. Ce e aia breaking news? Ce e aia breaking news? E ca așa aia cu grebla. Știi aia cu grebla? Că a uitat, unul a venit din străinătate și a zis, stai că s-o adă grebla. Și a zis, ce e aia greblă? Uite asta ai mă. Dar zice, nu știi cum să nu, calcă-i pe dinți. Și când a călcat aia, l-a lovit în cap și se firă dracu de greblă. Ai văzut că ți-ai amintit?